Bună ziua, bine ați venit la ședința Consiliului Județean, convocată prin dispoziția 101 din 22.02.2023 a președintelui Consiliului Județean Bacău, comunicată în termenul prevăzut de lege. La ședință, din totalul de 35 de consilieri, sunt prezenți 32 în sală, plus 3 online. Având în vedere proiectul ordinii de zi, au fost invitați să participe directorii instituțiilor subordonate și aparatul de specialitate, cu o mențiune că alături de noi va veni și domnul președinte executiv al aeroportului internațional Bacău. Spre finalul ședinței, am zis să nu participe la toată ședința, să participe la final, care va avea o expunere asupra situației de la aeroportul internațional și perspective. Având în vedere proiectul ordinei de zi, pentru ședința de astăzi, proiectul ordinii de zi este următorul. 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 21.02.2023. 2. Proiectul de hotărâre privind completarea anexei 11 la hotărârea Consiliului Județean numărul 274 din 21.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2023. 3. Proiect de hotărâre privind avizarea normelor de venit pentru anul 2023 pentru persoane fizice care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări, servicii, conform legii 227 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ordinul Ministrului Finanțelor Publice 925 pe 2017 privind nomenclatorul activităților independente și desfășurarea activității care independente și își desfășoară activitatea singură în cadrul unor asocieri fără personalitate juridică. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 145 privind aprobarea organigramei și a statului de funcție pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean cu modificările ulterioare. 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri existente în inventarul domeniului public al județului Bacău și intrarea în domeniul public al județului Bacău unor bunuri noi. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 53 din 17.04.2019 privind aprobarea tarifelor maxime pentru exercitarea dreptului de acces la infrastructura fizică a rețelelor de comunicații electronice instalate pe domeniul public sau privat al județului Bacău, valabile de la 1.03.2019 și anexei la acestea. 7. Proiect de hotărâre privind plata cotizației către UNCJR pentru anul 2023. 8. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Consiliului Județean Bacău numărul 7 per 2023 și împotriva hotărârii Consiliului Județean numărul 8 per 2023 de către primarii comunei Măgura, Hemeiuș și Luizii Călugăra. 9. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău privind asocierea județului Bacău cu municipiul Onești și Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești în vederea achiziționării unui sistem angiograf monoplan cardiovascular. 10. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept și a unui drept de servitute privind asupra terenului în suprafață de 1206,42 din zona drumului județean DJ-119 în satele Valea Seacă și Buchila, comuna Nicolae Bălcescu din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumul Bacău în favoarea SC Delgaz Gridesa. 11. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de ușă, unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 300 de metri pătrați din zona drumului județean DJ-119B, situată Hemeiuș, strada Ion Simionescu, numărul 4561, comuna Hemeiuș, în județul Bacău, aflată în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Comunei Hemeiuș în favoarea SC Delgaz Gridesa. 12. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uș sau unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 860,26 metri pătrați în zona drumului județean DJ-252D, situat în sat Galben, comuna Nicolae Bălcescu, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău, în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea SC Delgaz Gridesa. 13. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uș, a unui drept de servitute asupra terenului
în suprafață de 2 metri pătrați, în zona drumului județean DJ118A, situat în sat Tescan, comuna Berești-Taslău, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri în favoarea SCDL Gazgrid de SA Bacău. SCDL Gazgrid de SA. 14. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 285 metri pătrați din zona drumului județean DJ241A, situat în dealul Perjului, comuna Oncești, din județul Bacău, aflat în domeniul public în județul Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri în favoarea SCDL Gazgrid de SA. 15. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 48 de metri pătrați, situată în municipiul Bacău, strada Spirul Hare, numărul 2, aflat în domeniul public al județului Bacău, în administrarea Spitalului Județean de Urgență, în favoarea SCDL Gazgrid de SA. 16. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului, în vederea reabilitării imobilului Casa Sterian din municipiul Bacău, strada Mihai Eminescu, numărul 10. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și prevenirea instituționalizării la nivelul județului Bacău. 18. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Județean numărul 148 din 29.09.2021 privind darea în administrare către Consiliul Local a Comunei Hemeiuș a unui sector de drum din drumul județean de 119B de la kilometru 19 plus 155 până la kilometru 25 plus 018, situat pe raza administrativă teritorială a Comunei Hemeiuș. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizarea strada Calea Caraclău, municipiul Onești. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea reprezentării unității extrașcolare Club Sportiv Școlar Bacău, Club Sportiv Școlar Onești, Palatul Copiilor, în vederea depunerii cereri de finanțare în cadrul apelului dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, finanțate din componenta C15, educație din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. 21. Proiect de hotărâre privind expropierea imobilor proprietate privată către care constituie coridor de expropiere a lucrărilor de utilitate publică de interes județean, modernizare DJ206P, Parava Rădoaia, kilometru 4 plus 650, 10 plus 516. Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul ordinii de zi suplimentar este următor. Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 119/2022 privind aprobarea organigramei statului de funcție și a regulamentului de organizare și funcționare la Spitalul Județean de Urgență Bacău cu modificările ulterioare. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru realizarea proiectului strategic Regiunea Nord-Est Axa Rutieră Strategică 3, Neamț, Bacău, DJ207, limită de județ Neamț, Traian, DN2F, kilometru 28, kilometru 50 plus 254, DJ241, limită de județ Vrancea, Podul Turcului, izvorul Berheciului, kilometru 25 plus 00083 plus 368 și DJ241A, izvorul Berheciului, Secuieni, kilometru 64 plus 250, 78 plus 114. Și 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Consiliului Județean, hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 268/2022 privind aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de proiect în vederea depunerii pentru finanțarea proiectului referitor la înființarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorii de tip ambulatoriu pentru persoanele adulte cu dizabilități Sfântul Pantelimon în cadrul apelului de proiecte competitive dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoane cu dizabilități, componenta 13 reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență a României, ținta 396, noi servicii comunitare pentru persoanele cu dizabilități, investiția 1-2, reabilitare, renovare și dezvoltare infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități.
Am să dau citire de ce am trecut pe ordinea de zi suplimentară și care este cauza urgenței. Pentru proiectul de hotărâre înscris la punctul 1 de pe proiectul ordine de zi suplimentară, urgența este motivată de faptul că Spitalul Județean de Urgență, prin adresa numărul 4405 din 2402, înregistrată la Consiliul Județean Bacău, sunt numărul 5256 din 2402-2023, a solicitat transformarea de urgență a unui post de economist într-un post de inspector de specialitate, ținând cont de faptul că rolul postului creat este coordonarea blocului alimentar în contextul preluării de către serviciul administrativ, gospodărie și de servire a activităților specifice de preparare a hranii pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul DGASPC. Pentru proiectul de hotărâre înscris la punctul 2 de pe ordinea de zi, suplimentarea urgenței este motivată de perioada de timp care a fost necesară pentru stabilirea și evaluarea cantităților de lucrări necesare a fi executate în vederea finalizării obiectivului DG241 limită de județ Vrancea Podoturcului, izvor Behecelui, kilometru 25 plus 83 plus 368, perioada care s-a întins de la data rezilierii acordului contractual numărul 17046/154 din 30.08.2019, aferent lotului 2 DG241 și până în prezent, și mai ales motivat de faptul că până la 31 decembrie 2023 acest proiect trebuie să se finalizeze. Pentru proiectul de hotărâre înscris la punctul 3 de pe proiectul ordine de zi, suplimentarea menționăm că urgența este motivată de faptul că termenul de transmitere a răspunsului la clarificări cerute prin adresa Comisiei de Evaluare a Proiectului înregistrate la DGASPC sub numărul 24.000/94 din 27.02.2023 este de 3 zile de la data comunicării, sancțiunea fiind respingerea proiectului de finanțare. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. La punctul 1 dau cuvântul doamnei secretar general, Elena Cătălina Zară, pentru a supune spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată, din data de 21.02.2023. Mulțumesc, domnule președinte. În conformitate cu prevederile codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecarei ședințe, secretarul general al Unității Administrative Teritoriale supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Ținând cont de prevederile anterior menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată din 21 februarie 2023. Supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Procesul verbal a fost aprobat. Totodată am să dau cuvântul doamnei secretar general pentru consemnarea celor legale referitoare la conflictul de interese sau incompatibilități. Consilierul județean, aflat în una dintre situațiile de conflict de interese, are obligația să anunțe la începutul ședinței Consiliului Județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective. Ulterior, consilierul județean nu mai este luat în calcul pentru cuvorumul necesar adoptării hotărârii Consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. Dacă avem situații de prezentat, cine... Dacă nu sunt, trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Se propune la aprobare proiectul de hotărâre privind completarea anexei 11 de la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 274 din 21.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023. Supun la vot, dacă nu sunt intervenții pe acest proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate și online, da? La punctul 3 de pe ordine de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind avizarea normelor de venit pentru anul 2023 pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări, servicii stabilite conform legii numărul 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare și ordinul Ministrului Finanțelor Publice numărul 925 din 2017 privind nomenclatorul activităților independente și desfășoară activitatea singur sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.
Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 4 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 145 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău cu modificările ulterioare. Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. De asemenea, trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri existente în inventarul domeniului public al județului Bacău și intrarea în domeniul public al județului Bacău a unor bunuri noi. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 53 din 17.04.2019 privind aprobarea tarifelor maxime pentru exercitarea dreptului de acces la infrastructura fizică a rețelelor de comunicații electronice instalate pe domeniul public sau privat al județului Bacău, valabile de la 1.03.2019 și anexei la acestea. Dacă nu avem intervenție pe acest proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. M-am uitat și online, am văzut că nu-s... Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind plata cotizației către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România pentru anul 2023. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 8 de pe ordinea de zi se propune proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 7/2023 și împotriva hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 8/2023 de către primarii comunelor Măgura, Hemeiuș și Luizi Călugăr. Dacă sunt intervenții pe acest proiect, vă rog, domnul consilier județean. Înainte de toate, vreau să aflați care sunt sumele care au rezultat în urma creației de amendamente formulate de un PSD în ședință din 31 ani. Adevăr, primește pentru drumul 28.000 de lei. Din fondul la dispoziția Consiliului Județean, 45.000 de lei. Bucoci, 45.000 de lei, respectiv 70.000 de lei. Legea, 74.000 de lei, respectiv 120.000 de lei. Filipești, 74.000 de lei, respectiv 120.000 de lei. Căiceana, 45.000 de lei, respectiv 70.000 de lei. Giosele, 74.000, respectiv 120.000 de lei. Lăbănești, 28.000 de lei, respectiv 45.000 de lei. Chelegiu, 148.000 de lei, respectiv 20.000 de lei. Chelegiu, 45.000 de lei, respectiv 70.000 de lei. Itești, 30.000 de lei, respectiv 49.000 de lei. Livezi, 45.000 de lei, respectiv 70.000 de lei. Luizi Călugăra, 45.000 de lei, respectiv 70.000 de lei. Măgirești, 74.000 respectiv 120.000 de lei. Măgura, 45.000 respectiv 70.000 de lei. Mănăstirea Tașa, 45.000 respectiv 70.000 de lei. Oituză, 74.000 respectiv 120.000 de lei. Pârjor, 45.000 respectiv 70.000 de lei. Racova, 28.000 de lei, respectiv 45.000, Secuieni, 28 la 45, Traian, 74 la 120, Unechești, 46 la 45 și 10, 62.000 de lei, respectiv 100.000 de lei. În total, pentru drumul inițial s-au propus 5.607.000 de lei și au rămas după amendament 1.200.000 de lei. Iar pentru fondul la dispoziția Consiliului Județean,
din 9.403 au rămas 1.934. O reducere cam de 5 ori. Până cetățenii din aceste comune, și suntem în număr de 84.162. Nu sunt vinovați cu nimic că ei au votat un alt partid decât PSD-ul. Nu este firesc. Nu sunt de categorie inferioară. Nu putem împărți cetățenii acestui județ în categorii superioare și inferioare. Au și ei drepturi la școli, la grădinițe, la drumuri bune, la condiții de viață decente. Nu credeți că este întâmplător faptul că populația județului a scăzut cu 53.000 de locuitori de la ultimul recensământ și cu 143.000 din ultimii 20 de ani. Suntem campioni la regiunea nord-est, la populație săracă. Primesc ajutor social acum, în ianuarie 2023, 9.202 băcăoare. Acum 2 ani erau 8.752. Au crescut, am reușit să creștem 450 de cetățeni, numărul celor care primesc ajutor social. Dacă vom continua în felul ăsta, rezultatele aceleași vor fi. Noi trebuie aici să vedem, trebuie să ajutăm comunitățile să se dezvolte echilibrat. Poate au nevoie de sprijinul Consiliului Județean, atât cât poate fi dat. Se pare că nu se înțelege acest lucru. Se repetă un lucru care s-a întâmplat acum 2 ani și atunci am câștigat în instanță și sunt convins că nu ați citit acea sentință și o să vă citesc pe mine sentință câteva lucruri. Dar îi spune așa sentința. Civil în 1786, în 1922. Cred că da. Dar se pare că nu ați citit-o dacă mă uit la intervenția din plenul când s-au votat studiile pe care vorbim astăzi. Spune-ne, potrivit articolului 2 alineat 1, litera E, din legea 554/2004, la contenția asta administrativă, excesul de putere reprezintă exercitarea dreptului de apreciere la autorităților publice prin încălcarea anumitelor competențe prevăzute de lege sau prin încălcarea drepturilor și libertăților cetățenilor. Noi asta am făcut aici. Niște drepturi ale cetățenilor au fost încălcate, dar noi vom merge mai departe și vom încerca ceea ce nu s-a făcut până acum. Să atragem răspunderea celor care votează încălcând legea, pentru că deja dumneavoastră știați de faptul că trebuie să repartizați sumele pentru drumuri în funcție de starea și de lungimea lor. Nu s-a făcut acest lucru. Și văd că repetați, dacă ați fi citit, domnule președinte, această sentință, n-ați repetat greșeala care o semnalează în instanță. Dar le spune așa. De asemenea, instanța nu poate uite faptul că sumele trebuie chiar de repartizate conform articolului 4, litera C din legea numărul 15/2021, sunt destinate finanțării cheltuielilor de din drumurile județene și comunale, ori din răspunsul de unor oateu la adresa 4641 din 17/2021 emisă de Consiliul Județean, s-a comunicat că terasa acestora nu sunt drumuri comunale. De exemplu, oate comuna Bezunț, comuna Dămienești, comuna Farincea, însă conform anexei acestor unități administrative teritoriale de au fost repartizate funcțiunii de bază. Lucru care ați făcut și acum. Deci le-ați dat bani, deși ei nu aveau drumuri comunale. Și spune, legea 15/2021 este una specială și expresă, respectiv finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, astfel prin adoptarea hotărârii din 14/2021 a Consiliului Județean, s-au depășit competențele stabilite prin lege. Deci, în interesul 10.000 de cetățeni, care sunt aparțin unor comune administrate de primar general, vom face toate demersurile și vă atrag atenția, dragi colegi, să gândiți bine, să gândiți bine cum votați respingerea acestei plângeri generale. Pentru că vă faceți părtași la o încălcare de lege și totuși, în țara asta, până la urmă, legea va trebui să fie respectată. Mulțumesc. Mi s-a rostit numele, dacă permiteți, și vreau să dau colegilor. S-a vorbit de mine. Văd că ați căpătat o țintă predilectă în președintele Consiliului Județean. Nu-i nicio problemă, să știți că accept
Am să o iau, deși mi-am notat câteva lucruri din ceea ce a zis dumneavoastră, am să o iau cu finalul. Dacă vă pasă atât de mult de cetățeni, achitați-vă taxele la bugetul local. Și atunci vă promit că banii aia care îi achitați dumneavoastră vor ajunge exact în zona care dumneavoastră vă doare cel mai tare. Asta e un aspect. Și al doilea aspect pe care vreau să-l pun, dacă tot suntem atât de deontologi și dăm lecții juridico-administrative unui Consiliu Județean, format din consilieri județeni. Vreau să fac următoarele precizări și după aia o să las colegii să vorbească, pentru că nu o să mai intervin pe acest subiect. Primul lucru. La drumul județenii considerați că vi se cuvin niște bani în anumite zone. Vreau să fac precizarea, Consiliul Județean nu a reținut niciun ban, niciun fond la Consiliul Județean, deși avea dreptul, pe drumuri județene. S-au dat toți banii care au venit de la București, s-au redistribuit către localități. Prin ce? Printr-un amendament prevăzut de codul administrativ. Prin amendamentul prevăzut de codul administrativ s-au modificat sumele. Hotărârea de Consiliul Județean rezultată este rezultatul unui amendament conform legii. La ce v-ați referit dumneavoastră din hotărâre, se pare că ați citit doar partea ce vă interesează. Nu-i nicio problemă. Vom vedea în instanță dacă vom pierde sau vom câștiga. Ați uitat să treceți cu vederea și o treceți cu vederea ceea ce ați pierdut în instanță pe repartizarea din 2021 a celor 6% care ați pierdut cu succes, unde nu mai citiți acea hotărâre. Nu-i nicio problemă. Repet. Ce s-a pierdut pe drumul județene a fost un viciu de procedură la noi. Și îl recunoaștem. Așa a fost. Adresa a fost formulată greșit. S-a pierdut în instanță. Nicio problemă. S-a reparat. Acum s-a procedat în conformitate cu prevederile legale. 2. Aș vrea să vă spun că tot ați făcut referire la cetățenii județului și i-ați făcut într-un anume fel, oarecum i-ați și jignit. Noi avem și drumuri județene care traversează toate localitățile. Anghel Salini, care sunt undeva vreo 5 proiecte, trec prin toate localitățile. Mi-ați spus de Gioseni, inclusiv prin Gioseni. Nu s-a ținut cont de treaba asta. Mi-ați spus, ați uitat să spuneți un lucru, faptul că a zis Zemeș. Dar la Zemeș avem o asociere de vreo 4 milioane de euro? Cam 4 milioane de euro. Vreți să continui cu pleiada asocierilor pe Moinești, pe zonele unde sunt zona liberală, de altfel? Ca atare vă rog să nu-mi dați lecții de deontologie în Consiliul Județean. Mai mult decât atât, Consiliul Județean votează, este suveran și eu mă supun ca un președinte executiv. Ca atare, vă rog să nu mai îmi folosiți numele în acest atac politic. Eu consider că fac administrație publică aici. Dacă vreți să facem politică, facem politică, nu e o problemă. Am să dau cuvântul domnului Ion Cucerescu și ulterior domnului Boc. Da, mulțumesc, domnul președinte. Nu o să mă repet, în mare dată vreau să spun aceeași lucru ce a spus și dumneavoastră. Mă deranjează, știți că mă deranjează că când primim lecții de moralitate, când primim lecții juridice în plenul Consiliului și mai ales când primim amenințări. Dragi colegi, haideți să lăsăm instituția de libertate să-și dea părere, dar să nu facem noi amenințări de genul că o să răspundă cei care au votat și noi vă spunem, că o să răspundeți cu toții și tot așa mai departe. Cu tot respectul, domnule consilier, nu cred că este ok să faceți amenințări în plenul Consiliului. Știu că s-a amintit de foarte multe ori, dar o să mai repet o dată. Ne dați acum lecții de moralitate, când în 2020, atunci nu v-ați mai gândit la cetățenii județului Bacău.
când guvernul a alocat bani doar comunelor PNL. Vă mulțumesc, domnule. Da, domnul Boca. Vă mulțumesc. Partidul Unia Salvați România nu va fi de acord cu această politizare a mulțimii banilor. Și cu siguranță nu vom fi de acord cu ceea ce s-a decis. Susținem împărțirea de criterii cum au fost stabilite în prima parte a proiectului de hotărâre, nu în urma amendamentului. Ok, mulțumesc. Dacă nu mai... Haideți, să mergem, vă duceam de tot, vă rog. Da, mulțumesc, vă rog. Ești la spală? Cineva ca plasință politic chiar ar cultura, pentru că de fapt asta face politică. Iar revizurile de politicul deja au o cărcătura politică care e dată de democrație. Administrația face de trebuie să-i cum, da? Chiar chiar de trebuie de jurat. Auzim, nu trebuie să-ți împărți, știți că am o să-i încercați. E sau nu își face plasință. Văd că domnul Cucerescu o duce iar pe politică. Domnul Cucerescu, dragi colegi, el ia a punctat partea juridică. Noi discutăm de legi, discutăm de justiție. Să zic că dreptul de vot e clar, reprezintă o opinie personală. Da? Dar, totodată, acest drept de vot trebuie să respecte legii. Și am să vă dau exemplu cel mai poate elocvent și apropiat exemplu. România, știți bine, prin votul Auzii, nu a fost prinsă legii. Dragilor, a fost de vot. Pentru că atunci când ei au spus că domnule, puteți să intrați în cerere, dacă se Județean, am să supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Nu v-am vrut niciun, v-am răspuns. Deci, da... Aveți un minut. Nu v-am vrut niciun, am adresat instituției președinte. Asta o voi face ori de câte ori va fi nevoie în argumentarea în intervenția mea. Reventura acea datorie este asumată, o plătesc atât cât îmi permite legea. Am mai spus de mai multe ori în ce condiție s-a întâmplat, dar faptul că noastră mă atacați, atacul la persoană îl vedeți calitic în domnul președinte. Asta arată că nu aveți argumente. Nu cred că puteți câștiga ceva din asta. Dacă dumneavoastră trebuie să păstrați că puteți să rezolvați. Pentru domnul Cucerescu, nu este o administrare domnul Cucerescu, este un amendisment. Vă
alfabetizăm, că vom continua demersurile până când drepturile acelor cetățeni care i-ați nedreptățit prin voturile noastre vor fi restabilite așa cum spune legea. Vă mulțumesc! Da. Da, domnul consilier județean. Bună ziua! Am o întrebare. Cum poate să învinge o continuare domnul consilier Olteanu și să spună că acea datorie este una asumată când instanța, deci a trebuit să ajungă în instanță, dar a dovedit că trebuie să fie manager. Nu a fost de la sine, dintr-un vreun mediator, ceva. Domnule, dacă trebuie să fie simbolic, e tu chiar de mâna mea, nu trebuie să-i 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 trebuie Plus, din 2020 și l-a trecut la alt partid, numai de domnul comunale. Interesați-vă, domnule consilier Pereira, expresul că Zorciu are domnul comunal și are nevoie de bani. Mulțumesc! Da, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Vă rog pentru. Să numărăm, că n-am scuze. Câte avem? 20. Și online? Doar un vot. Pentru. 21. Da? Voturi împotriva? Scuze-mă. 13 împotriva. 13 împotriva, da? Abțineri? O abținere. O abținere. Iese cheia de verificare? Da. Nu a inițiat votul Bruno Șoma. Da, vă rog să vedem semnalul și tot în față. Păi... Votat împotrivă la mine. Votat împotrivă. Notați-l. Da. Împotriv. 21 pentru, 14 împotrivă, o abținere. Da, mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu municipiul Onești și Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești în vederea achiziționării unui sistem angiograf monoplan cardiovascular. Am așa o chestiune. E asociere, nu? Sper să vă abțineți, domnilor, de la PMP. Dacă am dat vreme, nu, domnul Valerian Vremii, vă rog să luați cuvântul. Haideți. Da, vă rog să vă abțineți și la proiectul ăsta, care ține de Onești și care defavorizează toți cetățenii din județul Bacău. Eu v-am pierdut cuvântul, nu... Vi l-am dat. Da, spuneți. Da, părinte, eu vreau să vă mulțumesc în proiectul asociere. Părinte, subiect acest aparat. Și așa cum zic că fiecare dată, cei care se spuneți, eu, din punctul meu de vedere, sunt felicitată de clară, deci mulțumesc! Cine mai este la cuvânt? Domnul președinte PMP, vă rog. Problema mea este că votul este individual și fiecare votează cum consideră. Să știți că am votat contra pentru că și anul trecut s-a întâmplat tot la fel. Ați venit cu repartizare și peste noapte o Am trecut la n-aș vrea să mă bag în această coaliție mare ca să dau eu lecții. Și PNL-ul, când au împărțit banii de la București, PMP-ul a primit zero bani. Deci, spuneați că nu fiți în familie, iar pentru cei care ne privesc astăzi, la anul, să fie foarte atenți și să vadă ce votează, pentru că s-a făcut o alianță contra naturii. Și oamenii au fost păcăliți. Așa că, dragi români, mai gândiți-vă. Mulțumesc. Da, vă pregătesc pentru intervenție. Să știți că uitați-vă lucrul ăsta. Și eu. Știți,
la finalul anului 2022 au existat doar comunele PNL printr-o repartizare. Doar comunele PNL. La finalul anului 2021 au existat doar comunele PNL. N-am pomenit numele, n-am de ce să vă dau dreptul la replică. Deci supun la vot, nu. Da, da, nu. Mă abțin eu acum. Având în vedere de asociere care s-a făcut în municipiul Unești, Spital și Spitalul, în Provincia, vă mulțumim. Vă gândiți și la oameni din Unești, nu mai la Unești, nu mai la oameni din Unești, nu acolo. Și cred că așa ar trebui să procedăm în tot județul și în toată țara, în acolo. Cei buni trebuie să votați. Domnul președinte, vreau să vă spun că noi avem asocieri, nu doar la Unești, avem și la Buhuș. Într-adevăr, la Unești, pe spitalul din Unești, au fost concentrări mari de fonduri alocate pentru sănătate, așa cum sunt și la Bacău, și așa cum sunt și la Buhuș și la Moinești. Fără să ținem cont, pentru că acolo, așa cum ați și văzut, nu s-a pus problema că aș fi nepartinic sau partinic. Da, supun la vot, da, știu, domnule. Exact asta s-a spus și eu și eu. Noi când am venit bani, am trecut din gură. Ne-am mobilizat, am fost în teatru. Și noi sunt ceva mai decât de domnul, domnul consilier județean, domnule președinte, stimați colegi, observ că am început greșit ședința. Astăzi, adică greșit. M-am ascultat? De ce nu m-am ascultat? Haideți să ținem o ședință elegantă, frumoasă, să nu ne jignim atac la persoane. Haideți să nu ne băgăm pomul în gură, lăsați domnul președinte să vorbească fiecare cât vor, nu cu minut, nu știu ce. Pentru că suntem aici trimiși de cetățeni și cetățenii probabil astăzi observă cum ne comportă. Da? Deci vreau să, chiar vreau să ținem o ședință frumoasă. Da? Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru recomandare. Aveți intervenție la proiectul de angiograf? Nu, pe regulament se poate interveni la proiect. Vă rog, dacă aveți intervenție la proiect. Dacă aveți intervenție la proiect. Nu, la regulament. Vreau să citesc. Aveți intervenție la proiect? Vreau să citesc un articol din actul regulament. La diverse. Vă dau cuvântul la diverse. Mulțumesc. Vă rog, la punctul 9 de pe ordinea de zi, se supune proiectul de hotărâre de la punctul 9. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul... Împotrivă? Nu cred. Dacă e împotrivă, dacă e împotrivă, e împotrivă, da, nu, nu putem. Nu mai repetăm vot. Asta este. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de ușă, unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 1206,42 din zona drumului județean DJ119, situată în Valea Seacă și Buchila, comuna Nicolae Bălcescu din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumul Bacău în favoarea SC Delgas Gridesa. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Cum stăm? Online? 3 pentru. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Se supune la vot proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de ușă și unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 300 de metri pătrați
din zona drumului județean DG119B, situat în sat Hemeiuș, strada Ion Simonescu, numărul 4561, comuna Hemeiuș, din județul Bacău, aflată în domeniul public al județului Bacău și din administrarea Consiliului Local al Comunei Hemeiuș, în favoarea SC Delgaz Gri de SA. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 870,26 metri pătrați din zona drumului județean DG252D, situat în sat Galben, în comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea SC Delgaz Gri de SA. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uși a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 2 metri pătrați din zona drumului județean DG118A, situată în sat Escan, comuna Berești-Azlău, în județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea SC Delgaz Gri de SA. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Și online? Da. La punctul 14 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz sau unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 285 de metri pătrați din zona drumului județean DG241A, situată în satul Dealul Perjului, comuna Uncești, în județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea SC Delgaz Gri de SA. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz sau unui drept de servitute asupra unui teren în suprafață de 48 de metri pătrați, situat în municipiul Bacău, strada Spiru Hare, numărul 2, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău. În favoarea SC Delgaz Gri de SA. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. S-a votat și online? Da. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului în vederea reabilitării imobilului Casa Sterian din municipiul Bacău, strada Mihai Minescu, numărul 10. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. În unanimitate. Mai avem online? E un vot care nu... Deci dați-mi totalul, că sigur e 34 de voturi, nu? Sau 35? 33? Cu... Câte voturi sunt? 34. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 17 pe ordine de zi. Se trece la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?
Unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Județean numărul 148 din 29.09.2021 privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Hăimeiuș sau unui sector din drumul județean DJ119B de la kilometru 19+155 până la kilometru 25+018 situată în raza administrativă teritorială a Comunei Hăimeiuș. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 19 de pe ordine de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizare strada Calea Caraclău, municipiul Onești. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea reprezentării unităților extrașcolare, Clubul Sportiv Școlar Bacău, Clubul Sportiv Școlar Onești și Palatul Copiilor în vederea depunerii cereri de finanțare în cadrul apelului, dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, finanțate componenta 15, educație din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Dacă nu sunt intervenții din sală, am eu un amendament. Într-o eroare materială s-a strecurat în proiectul de hotărâre, nu s-a trecut la articolul 2, cine reprezintă, cine este împuternicit pentru semnarea acestui proiect. Ca atare am să fac următorul amendament. Se introduce articolul 2, se împuternicește domnul Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău, ca în numele și pentru județul Bacău să semneze toate actele necesare bunei derulări a proiectului prevăzut la articolul 1 din prezenta hotărâre. Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Amendamentul. Voturi împotrivă? Unanimitate, amendamentul a fost aprobat. Ca atare am să supun la vot proiectul de hotărâre, inclusiv amendamentul. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind expropierea imobilor proprietate privată, care constituie coridorul de expropiere a lucrărilor de utilitate publică și de interes județean, modernizare DJ206B, Parava Rădoaia, kilometru 4+650, kilometru 10+516. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Unanimitate. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 119/2022 privind aprobarea organigramei statului de funcție și a regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Bacău cu modificările ulterioare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Și online, da? Da. Vă mulțumesc. Trec la punctul 23 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru realizarea proiectului strategic Regiunea Nord-Est, axa rutieră strategică 3, Neamț-Bacău, DG207, de limită de județ Neamț-Traian, DN2F, kilometru 28-50 plus 254, DG241, limită de județ Vrancea, Podul Turcului, izvorul Berheciului, kilometru 25-83 plus 368 și DG241, izvorul Berheciului, secuien, kilometru 64 plus 250, 78 plus 114. Dacă nu sunt intervenții la acest proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean numărul 268/2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect în vederea depunerii pentru finanțarea proiectului referitor la înființarea Centrului de Servicii Recuperare Neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Sfântul Pantelimon în cadrul apelului de proiecte competitive dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoane cu dizabilități componenta 13 reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, ținta 396, noi servicii comunitare pentru persoane cu dizabilități, investiția 1-2, reabilitare, renovare și dezvoltare infrastructurii sociale pentru persoane cu dizabilități. Dacă nu sunt alte intervenții la acest proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Ordinea de zi a fost epuizată. Avem la diverse, l-am invitat pe domnul președinte Radu Bezniuc. O secundă să-mi termin așa și o să vă spun ce aveți noastră, că n-aș vrea să virusăm discuția. L-am invitat pe domnul președinte Radu Bezniuc, președinte executiv interimar la aeroportul internațional George Enescu Bacău, să prezinte situația și perspectivele de la aeroportul internațional din Bacău. Acum că v-am promis că vorbiți, o să ne citiți din regulamentul care l-ați făcut dumneavoastră de la începutul mandatului, haideți, vă rog, dați citire regulamentului și ulterior o să vorbească domnul președinte Radu Bezniuc, deși cred că este mai interesant prezentarea aeroportului. Dar vă rog, vă dau întâietate. Regulamentul este cel mai interesant. Sunt convins că l-ați și făcut. Articolul 46, alineatul 3. Președintele va acorda cuvântul oricând unui consilier pentru a răspunde într-o problemă de ordin personal sau când a fost nominalizat în cuvântul altui consilier, precum și în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament. Deci atunci când am solicitat pentru regulament, trebuia să-mi dați de îndată cuvântul președinte. Mai spun articolul 48. Dreptul la cuvânt este neîngrădit consilier și se acordă de fiecare dată acestora de către cel care conduce ședința. Și mai spun din articolul 52, alineatul 1. Președintele, vicepreședinții și consilierii județeni sunt obligați să se supună regulilor de curtoazie și disciplină și să nu folosească cuvântul lor expresii injurioase, ofensatoare sau calumnioase. Referitor la faptul că trebuia să fac un regulament, să știți că acolo a fost, m-am oferit să-l fac, pentru că este în sarcina dumneavoastră, domnul președinte. Dacă citiți cu organizativ, veți vedea că cel care propune regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean este președintele.
Eu am vrut pentru că am văzut că din CZA și nu se mai adopta acest, nu se producea acest regulament, am vrut să grăbesc lucrurile. Nu s-a putut pentru că nu am avut din partea celorlalți consilieri bunăvânțe de a participa. Da. Felicitări, citiți bine. Ce vreau să vă spun, dacă referitor la regulament, exista o hotărâre prin care și dumneavoastră făceați parte, erați inițiator, făceați parte dintr-un comitet de lucru, într-o comisie de lucru pentru regulament. Acum că mi-ați trasat în Consiliul Județean acest lucru să fac eu regulamentul, să știți că eu știu să fac regulamentul și vă garantez că în două luni de zile o să avem un regulament nou supus la vot. Da? Vă mulțumesc pentru oportunitate. Acum, dacă cu permisiunea dumneavoastră, am să dau cuvântul domnului președinte Radu Bezniuc. Dacă avem prezentare PowerPoint, o să rog să stingeți lumina și o să vă rog să faceți liniște, să ascultăm cu atenție eventuale întrebări ale noastre să fie pe rând și adresate după ce se termină prezentarea. Vă mulțumesc! De transportare și destinația sau orașul țintă propriu-zis. Avem o zonă de acoperire destul de bună. E prins și Focșani și Piatra Neamț, Agiu, Donești, bineînțeles, Roman, Pașcan și Tricuci. Un element important aici care trebuie spus, ne aflăm pe magistrala de cale ferată și ar trebui să fie exploatată această conectivitate ca un atu al aeroportului din Bacău și a regiunii. Area de captare cu transportul individual avem județele din zonă limitrofă, adică circa 1.880.000 de oameni ca și populație, sau județele care sunt accesibile în două ore, Iași, Galați și Vaslui, având un total de peste 3.500.000 de oameni. De ce sunt importante cifrele astea? Pentru că sunt exact cifrele pe care ne le solicită și operatorii aereni atunci când e vorba despre prezentarea aeroportului și cât de atractivă poate fi zona. Avem aici o evoluție a traficului de pasageri din 2013. De ce am pus 2013? Pentru că, de fapt, imediat în anul următor a venit aeroportul din Iași cu pista nouă, ceea ce a avut un impact pe creșterea din 2014, dacă vedeți. Avem o creștere doar de 1,9%. Am ajuns la creșterea cea mai mare în 2022, până la 46%, datorită inclusiv a competiției care a existat dintre Blue Air și Wizz Air. A fost un element pozitiv pentru creșterea de flux de pasageri. Și avem aici și evoluția traficului de pasageri dintr-o perioadă mult mai avansată, adică 2004 până în 2022.
În 2020 vedeți care a fost și impactul COVID-ului, pandemiei. Mai exact, avem o descreștere, am avut o descreștere dramatică până la 123.000 de pasageri față de 468 cât a fost în anul precedent, în 2019. Iar aici aveți o informare grafică privind destinațiile cele mai căutate care au fost până acum. Numărul 1 este Londra, avem Roma, Milano, Torino, Bruxelles cu procentele și ponderea pe care au avut-o fiecare. Avem și top 5 destinații în 2022 versus 2019. Practic au rămas aceleași destinații, doar că în 2022 s-a schimbat Bruxelles cu Dublinul. Bruxelles a venit pe locul 5. Și aici avem o evoluție, un grafic mai deosebit, mai diferit. Este evoluția traficului de pasageri pe aeroporturile din Moldova. Deci am accentuat de la bun început că este o competiție între cele trei aeroporturi, pentru că toate tragem pasagerii din aceeași arie, din același bazin de piață. Și avem evoluția și în procente, ca și pondere, avem din 2013 aveam poziția cea mai privilegiată pe piață. Aeroportul din Bacău avea peste 50% din tot bazinul captat și am ajuns în 2022 să avem decât 19%. Cu alte cuvinte, chiar dacă din punct de vedere a cifrelor, a evoluției fluxurilor de pasageri, pe 2022 am avut o creștere importantă și practic un trafic cel mai înalt din toți anii. Nu avem decât 19% din total trafic care este generat pe aeroporturile din Moldova. Aici este o reflexie a cifrelor ce înseamnă bazinul de fapt din care ne tragem clienții. Ajungem practic la 3 milioane de pasageri pe toate cele trei aeroporturi. Doar că aici este important să remarc că Suceava și Iașu au tras, fiecare din ele au atras pasageri indirecți, cum ar fi Suceava a adus foarte mulți pasageri de pe tot ce înseamnă nord-vestul Ucrainei, iar din Republica Moldova foarte mulți pasageri au optat să vină la Iași ca să ia zborurile de pe Iași direct. Este important să înțelegem care a fost impactul retragerii Blue Air-ului, pentru că este multilateral și ne-a afectat din mai multe puncte de vedere. Au fost 8 destinații care nu mai sunt deservite de către operatorul aerian Blue Air. Vedeți aici Roma, Torino, Bruxelles, Barcelona, Madrid, Dublin, Paris și Milano. Iar drept rezultat, deoarece Wizz Air-ul îl avea pe Blue Air ca și competitor direct și pentru asta a intrat și pe piața din Bacău, imediat ce s-a retras Blue Air-ul și a fost clar că nu mai operează Blue Air pe piața din România și nu numai, și Wizz Air-ul și-a redus semnificativ numărul de destinații pe care le operează, ajungând la doar decât 2 destinații, Milano-Malpensa și Londra-Luton. Ce înseamnă asta ca și proces decizional pentru companiile aeriene atunci când discutăm despre operare și deciziile privind destinațiile noi? Eu deschid aici o paranteză scurtă. Mi s-a pus în sarcină să încercăm să depunem de fapt tot efortul ca să aducem cât mai mulți operatori aerieni, tocmai ca să umplem acel gol care a fost creat și o să vedeți pe parcurs că avem practic un gol de circa 400.000 de pasageri care trebuie umplut și acoperit de fapt prin atragerea de noi operatori pe aeroportul din Bacău. Ca să înțelegem cu toții, există două sezoane în operarea pe domeniul transport aerian, cel de vară și cel de iarnă. Cel de vară este calculat pentru perioada martie-octombrie, iar cel de iarnă este noiembrie-martie.
Ei, până în luna noiembrie 22, de fapt, toate companiile aeriene, toți operatorii aeriene, au făcut evaluarea destinațiilor posibile pentru sezonul următor, adică pentru sezonul de vară 23. În noiembrie, până în ianuarie, s-au luat deja toate deciziile privind planurile de operare. Cu alte cuvinte, s-au bătut în cuie toate planurile de zboruri pentru sezonul de vară. Și în aprilie, octombrie 23, va fi operarea propriu-zisă de vară. De ce am arătat acest proces? Tocmai ca să înțelegeți că, sau să aduc în atenția dumneavoastră faptul că până în ianuarie 23, anul ăsta, s-au luat toate deciziile operatorilor, de către operatorii aereni, dacă intră pe alte destinații, se relochează sau își schimbă anumite obiective. Ce urmează? Până în iulie 23 ar trebui să se facă evaluarea pe destinațiile pentru sezonul de iarnă 23-24. Asta însemnând că până atunci să prezentăm toate aturile sau avantajele pe care le avem noi ca și aeroport internațional pentru acei operatori aereni care potențial sunt interesați de intrarea pe piața noastră. Iulie-august va fi acea perioadă de decizie sau perioada decizională din punct de vedere a companiilor aeriene și respectiv în noiembrie 23-martie 24 va începe operarea de iarnă. Unde vreau să ajung este că să remarc faptul că de fapt cumva trenul a fost suntem în urma trenului cu partea de decizii pentru sezonul de vară. Nu aș vrea să ne facem foarte multe iluzii și ăsta este obiectivul pentru care am insistat și mulțumesc pentru accept, ca să prezint situația reală. Iar ceea ce se poate lucra acum, unu, sunt destinațiile pe care le pot deschide unii operatori aerieni mai mici, nu ne axăm pe ăștia mari, dar și concentrarea pe atragerea operatorilor aerieni pentru sezonul de iarnă, adică începând din noiembrie, să înceapă să zboare din Bacău spre alte destinații. Ce înseamnă comprimarea ofertei de destinații? Dacă o să vedeți, în 22 am avut 556.000 de pasageri, în 2023, la acele două destinații pe care le-a confirmat Wizz Air, asta va însemna la încărcare maximă un flux maxim de pasageri de 145.000. Adică o comprimare a veniturilor de 4 ori, peste 4 ori, ca să știți. Prognoză flux de pasageri în 23. Nu vreau să fiu foarte pesimist, dar e o situație obiectivă. Destinații retrase reprezintă, de fapt, 73% din tot fluxul de pasageri care l-am avut până acum. Milano și Londra vor rămâne cumulat cu 27%, ceea ce reprezintă, de fapt, acei 145.000 de pasageri. Da, obiectivul nostru este clar că să reușim să facem reconectarea Bacăului cu mai multe destinații. Sunt în special destinații unde sunt mulți concetățeni de-ai noștri care se află în afară și este clar că în 23 anticipăm sau vrem să targetăm un flux maxim de 350.000 de pasageri. După cum ați văzut din cifrele prezentate mai înainte, sunt pe cât 145.000. Adică obiectivul este unul foarte ambițios. Vom reveni clar cu o actualizare a cifrelor mai târziu, adică pe parcursul evoluției situației. Vreau să vă spun că am reușit până acum să discutăm cu cei de la Aero Italia, care s-au retras de pe piață și sunt practic unii din cei care, pe care îi targetăm noi ca să-i aducem înapoi pe Bacău, în special pe destinația Roma, care este al doilea oraș ca și destinație cel mai important, ați văzut și în top 5 aeroporturi. De ce este important? O creștere sau o revenire a aeroportului, a destinației respective pe harta zborurilor pe Bacău ar însemna, de fapt, o creștere a veniturilor cu circa 500.000 de euro pentru anul 2023. Am discutat și cu alți operatori aereni care
teoretic ar putea să fie interesat să intre pe piață. Air Connect, care este un operator din România, care operează curse cu aeronave de tip ATR-72-600, o rază de până la 800 de kilometri. Este un operator care, iarăși, ne-a întrebat franc și foarte deschis, zice, ce ne dați pentru ca să venim la voi? Au venit discuțiile cu cei de la Aero Italia, iarăși ne-au întrebat același lucru, ce se întâmplă sau care este schema de stimulare, pentru că să știți că nu-i mai interesează doar tot ce înseamnă discounturi aplicate pentru tarifele aeroportuare, dar întreabă foarte mult care sunt stimulentele pe care le poate aplica Consiliul Județean pentru a aduce operatorii sau readuce operatorii pe destinațiile operate până acum din Bacău. E o situație destul de complicată, nu ascund, adică aș putea să vin mai târziu cu unele promisiuni și cifre concrete unde putem să ajungem exact, dar urmează o altă rundă de discuții, de negocieri cu mai mulți operatori aereni. Sperăm că își vor găsi cel puțin câte o destinație, două, în planul lor de operare. Urmărim foarte atent ceea ce se întâmplă și în Republica Moldova, retragerea vizelor, modul în care putem să captăm o parte din clienții de acolo. Să știți că vizelul își are temele făcute de acum. Ryanair-ul ne-a confirmat că are cereri de la peste 200 de aeroporturi din toată Uniunea Europeană și suntem în competiție directă nu doar cu aeroportul din Iași, dar suntem în competiție cu mai multe aeroporturi care la fel se zbat pentru ca să preia din atenția Ryanair-ului, de exemplu. De aceea noi am targetat până acum operatori aereni care sunt mult mai flexibili și au un program de operare care ar putea să le permită să intre pe piața noastră. Problema fiind cea legată de stimulentele sau subvențiile pe care le poate acorda Consiliul Județean. Vreau să aduc în atenția dumneavoastră câteva situații concrete. Au existat și pe Oradea, și pe Sibiu, și pe Craiova. Foarte multe încercări, unele chiar cu finanțări, cu plăți făcute în avans. Același Ryanair care a operat ceva timp pe Oradea, după care s-a retras de tot pentru că și-a schimbat strategia. E foarte complicat acum să reușim să ne zbatem pentru revenirea sau readucerea unor operatori aereni pe aeroportul din Bacău. Nu este imposibil, dar trebuie generat sau e necesar un efort comun în sensul ăsta. Sper să am sprijinul dumneavoastră, domnilor și doamnelor consilieri, adică chiar mă aștept la un suport, dar trebuie să fim și realiști în ceea ce avem la moment și cât de complicată este situația. Nu spun, n-aș vrea să folosesc cuvântul grav, dar e complicată situația și trebuie să încercăm cu toții să aducem un suflu nou pentru a reporni motoarele pe Bacău. Mulțumesc. Dacă aveți întrebări legat de prezentare. O să întreb eu ceva, dacă îmi permiteți. Ce n-a spus aici, în toată prezentarea noastră, n-a spus care sunt cauze. Pentru că e foarte important să ajungem într-o situație în care să nu se speculeze din alte puncte de vedere. Ca atare, cauza generală și principala cauză, vă rog să spuneți dumneavoastră. Eu am spus-o în alte discuții, pentru că cunosc situația aeroportului și de asta avem nevoie de cineva care să cunoască foarte bine piața aeroporturilor din România. Vă rog. E pornit? Acum nu. Da, cauza principală este, bineînțeles, retragerea Blue Air de pe piață. Ar fi numărul 1. Și, indirect, urmarea acestei retrageri, faptul că Wizz Air și-a rescris strategia, în sensul ca să se poziționeze pe un aeroport care îi aduce mai multe avantaje. Este vorba de aeroportul din Suceava și a mutat baza acolo. Ce înseamnă asta?
o are de captare mult mai atractivă pentru Wizz Air, pentru că atrage foarte mult și din piața din Ucraina, un flux destul de mare, adică, de fapt, cum s-ar spune, aeroportul din Suceava a crescut foarte mult ca pe drojdii, acum, în perioada războiului. E clar că, să dea Dumnezeu, războiul să nu mai continuă foarte mult și atunci va fi impactul și asupra aeroportului din Suceava. Dar, până în prezent, factorul determinant a fost retragerea Blue Air-ului și schimbarea strategiei Wizz Air, inclusiv urmarea faptului că Ryanair și-a regândit și el strategia. Ryanair s-a concentrat acum pe o competiție directă cu Wizz Air-ul pe trei aeroporturi de bază, București, Cluj și Iași. Astea sunt considerate de către Wizz Air, dar și Ryanair ca fiind aeroporturile cele mai importante pe care se va desfășura lupta sau competiția de bază. Sunt factori obiectivi, dar care sunt independenți de noi, cei care administrăm aeroportul sau care suntem local implicați în gestiunea, buna gestionare a procesului într-un aeroport. Ceea ce putem să facem este să accelerăm procesele de negocieri, să pregătim foarte bine tema pentru acasă și să prezentăm avantajele pe care am putea să le avem în comparație cu aeroportul din Suceava sau chiar și cel din Iași. Mulțumesc! Eu nu vă spun că am avut o discuție cu domnul președinte anterior, acum o săptămână, în care mi-a prezentat o parte din grafic, dacă dați la ultimul grafic, la care se prezintă numărul de pasageri, Iași, Bacău și Suceava, aveam un grafic, dacă puteți să vă... Da? Există acolo porțiune din pasageri care sunt crescuți artificial și care vor fi locuitorii din zona nord-est. Asta e foarte important, să vedem că dați înapoi. Înapoi. Aici. Deci, avem 2022, avem 2020, 2021, 2022. Evoluție de pe aeroportul din Moldova, dar dați-mi pe fiecare aeroport. Mai aveți încă. Așa. Aici. Deci aici vedeți aeroportul din Iași, îl vedeți cu galben, da? Cam 1.538.000. De la 638. De la 600. Deci nu sunt locuitorii noștri care vin și accesează Iași. Evident că este efectul războiului. Apoi avem Suceava. La fel, 763.269. Cu atât mai mult. Cu atât mai mult, cele sunt o parte care, evident, este efectul direct al războiului asupra activității aeroportului. Asta vreau să aduc în evidență. Și noi sperăm ca, după ce se termină, când se va termina, lucrurile vor intra într-un program normal. Va mai exista un efect, probabil, odată cu închiderea aeroportului din Chișinău și o sufocare a aeroportului din Iași. Ceea ce va duce, va trebui disipat către celălalt aeroporturi, către care Suceava și Valea. Asta este oportunitatea pe care cred că sperăm să o prindem, dar așa cum ați văzut ca o caracteristică generală, companiile aeriene, datorită lipsei de concurență de low cost, fac plece. E o situație reală, am ținut să vă prezint și am zis că fără mănuși sau fără reprezentate situația așa cum este ca, și să vedem de aici cum putem să o dezvoltăm. Într-adevăr, există pe fiecare an. Am fost acum două săptămâni la o întâlnire cu președintele Asociației Aeroportului de pe țară, în care a prezentat o situație similară. Se punea problema investițiilor, mergeau pe investiții și discutau, până uite cât mai avem implementate fonduri europene. Și am zis, atenție, că cel mai important lucru pe lume e investiția în aeroport. Contează foarte mult operarea acestora.
contează foarte mult să se găsească un schemă chiar la nivel național care să aplice de așa natură încât să menținem operatorii într-o anumită zonă în care să nu fie o concurență neloială. Pentru că uitați-vă dumneavoastră, Wizz Air a câștigat o poziție pe piață într-o anumită situație, în lipsa unui competitor. Se încearcă, evident, în acest moment să mai aducem un competitor puternic la Baku, așa fel încât cei doi să aibă de unde să-și împartă sau să se concureze. Că altfel, nu se poate. Eu sper ca în decurs de câteva luni, vom vedea această evoluție, să se găsească o soluție de a atrage operatorul. Nu se mai pune problema de atragere de pasageri, ci se pune problema sau de utilități, sau de asigurarea unor condiții, sau de asigurarea unor tarife, taxe. Dar noi sunt reduse din decembrie, așa cum v-ați transportat, din decembrie. N-a contat. A contat strategia la nivel european, nu strategia la nivelul național. Dacă ați văzut, au plecat de pe alte aeroporturi mult mai competitive decât noi. Într-un fel sau altul, cred că rezultatul, eu știu că domnul președinte a studiat rezultatul sau propunerile făcute de către societatea de audit, care a auditat aeroportul și a auditat cu anumite soluții. Sper să reușim să intrăm într-un trend pozitiv. Nu neapărat extrem de pesimist, dar nici neapărat extrem de optimist. Adică trebuie să vedem, ca să putem reconectăm Bacău, trebuie să plecăm de unde se află în acest moment. Și atunci, dacă vedem unde sunt problemele și unde putem ajuta noi, vedem cu compensare și cu un mod de lucru care să atragă operatorii întâi mici, pe de-o parte, și ulterior ceilalți care au planurile făcute undeva să-i avem în zona aeroportului din Bacău. Din păcate, este un efect direct, în mod cert, a fost și partea de pandemie, de acord, dar un efect direct în care companiile și-au revenit strategiile, dar un efect direct și-a răspândit din Ucraina, care nu ne-a adus un lucru continent acum și, evident, că a avantajat aeroporturile de graniță. Să știți că profitabilitatea unui aeroport costă și distanța față de celălalt aeroport. Noi, pe Moldova, avem 3 aeroporturi care se mănâncă între ele. Adică trebuie să recunoaștem, să vedem realitatea așa cum este ea. Nu o afacă și nici prezentată. V-am promis lucrul ăsta obiectiv. Asta am făcut, v-am prezentat care e situația. Eu, domnului președinte, doresc spor la treabă. Da, sigur. Nu, eu doar terminam cu gândul. Îmi doresc spor la treabă. Și sunt convins că dumneavoastră, ca o cunoscătoare al pieței, o să găsim soluții comune care să scoate din oara asta pe care se află eu. Vă rog, domnul consilier, să-ți apătate. Domnul președinte, vă rog, de faptul că este aici domnul președintea Consiliului de Administrație, la primar, se pun o întrebare ca un specialist, dacă aveți o imagine asupra pieței privind transportul cargo în Moldova și dacă nu considerați că este o soluție să ne îndreptăm și în această direcție. Din câte vedem noi din sursele publice, este o tendință în aeroporturile din vestul țării, de a se orienta către transportul cargo. Se vedea ultima investiție de la Oradea, probabil cu certitudine știți despre ea. Și dacă aveți intenția de a vă îndrepta și în această direcție. Da, mulțumesc mult pentru întrebare. Vreți să vă dau un răspuns frumos, plăcut sau cel realist? Hai să vă spun cum stau lucrurile într-adevăr. Am adus în atenția domnului președinte cazul aeroportului din Linz, din Austria. Un aeroport extraordinar care a fost construit pe bani europeni,
o pistă deosebită, 3500 de metri, exact ca să poți să operezi aeronave cargo de mare tonaj, inclusiv Boeing 747-400 sau seria 8, pentru că avantajul unui terminal cargo este legat direct de operarea pe acel aeroport de către un operator aerian concret. Au construit și hangare pentru cargo și pentru farma, adică condiții speciale, și se bazau pe faptul că zona Linței e cea mai industrializată zonă din toată Austria. Și problema a fost la un moment dat că, da, toată lumea își dorea un terminal cargo, toți spuneau, haideți să construiți că o să începem să folosim acel terminal cargo. Dar la momentul când a intrat în funcțiune sau s-a dat în exploatare și a început să fie operat, brusc nu au mai venit clienții. Cu alte cuvinte, o investiție, pentru că genul ăsta de aeroport trebuie să-l întreții tot timpul, o investiție enormă, nu a mai fost rentabilă. De ce? Pentru că toți acei producători sau din industria care era din zonă, din regiune, care spuneau că da, vom transporta cu avionul tot ce vrem noi, de fapt și-au făcut calculul și au zis nu, păi ne convine mai mult cu transportul terestru să ajungem din punctul A în B. Ei, acum cu toată politica nouă de reducere a emisiilor de gaze, e clar că toată lumea se reorientează spre calea ferată. Ori tot ce înseamnă transportul aerian cargo e un domeniu de nișă foarte specific, pentru că privește în special produsele foarte scumpe și mici ca și volum. Există o discuție la acest moment pentru tot ce înseamnă partea logistică pe Amazon sau Alibaba, dar și aici lucrurile trebuie calculate foarte bine. Ați văzut, nu știu dacă ați observat, îmi place statistica, să văd exact cum stau lucrurile, tocmai ca să știm de unde pornim. Sunt planuri ambițioase de a construi suprafețe pentru transportări cargo, chiar și pe Oradea, doar că Oradea, de exemplu, este mult în urma ceea ce a făcut Debrecenul, care e la 80 km distanță și intră în competiție directă. Da, este frumos să spunem că avem și noi terminale cargo, dar toate aceste terminale trebuie întreținute, adică costurile respective se vor așeza iarăși pe bugetul Consiliului Județean sau cine e proprietarul aeroportului. Cu alte cuvinte, ăsta e răspunsul franc cu care vi-l spun, adică nu spun nu, dar trebuie făcute calcule foarte bine. Iar în unele cazuri e mai bine să faci de 7 ori calculul, să revii la el și la final să tragi linia și să spui da, uite, mergem de exemplu pe cargo terminal, dar specific pentru bunurile de mare valoare, pentru care nu ai nevoie de suprafețe foarte mari, dar în același timp pot fi operate aeronave de tonaj mic, cum e, și astea sunt considerate Airbus 321 sau Boeing 737, care pot ateriza pe pista noastră. Ori un Boeing 747-400 sau seria 8 nu poate ateriza pe pista noastră la greutatea maximă de 114 tone. Și aici cred că e răspunsul și la întrebarea dumneavoastră, adică trebuie corelate așteptările, potențialul care este în zonă, capabilitățile pe care noi le avem, dar și condițiile tehnice ale pistei. E frumos să visăm că, uite, vom avea terminal cargo, ca să constatăm că, de fapt, nu ne permite pista să creăm condiții pentru aterizarea unei aeronave care este eficientă pentru transport cargo. Mulțumesc! Da, vreau să... Dar am văzut calculele care le-ați făcut și ați trecut Covasca, Harghita, Neamț, potențial clienții Albacău. Mi-ați luat în schimb în seamă la Brașov să construiește un aeroport aproape gata, foarte modern, cu autostrada de la Vaslui, Iași,
sunt vestiat la mine la Brașov și de ce? Sau la Iași? De ce n-ați luat în calcul și asta? Da, vreau să vă spun că tocmai am luat în calcul asta. Mi-a spus. Ar vrea de la lună și acum erau trecute județele ca și zone limitrofe. Și asta e prezentarea pe care o parte din ea o prezentăm, de fapt, și către companiile aeriene, tocmai ca să le atragem atenția. Acum, obiectiv vorbind, sunt anumite zone care pot fi targetate de către noi și care vor fi targetate, dar noi vrem să începem cu niște lucruri simple. De exemplu, discutam chiar și cu domnul președinte să inițiem o discuție concretă legată de conectivitatea dintre Piatra Neamț și Bacău pe calea ferată, ca să stimulăm pasagerul să ajungă până la aeroport. Un lucru simplu, concret și foarte concret. Legat de Brașov, revin la subiectul nostru. Legat de Brașov, până ajunge Brașovul să-și construiască o rețea de operare, mai durează. Cunoaștem foarte bine cu Alexandru Angel, care a fost director la aeroport din Iași și acum e prietenul meu și e director la aeroport din Brașov. Cred în ceea ce face el, dar profilul de pasageri e diferit ceea ce targetează Brașovul și ceea ce targetăm noi. Am avut deja discuții cu el, ca să vă spun foarte franc. Am discutat și cu cei de la TUI Fly, cei care au zburat spre Suceava, au avut zborurile din Bruxelles. Le-am prezentat situația aeroportului din Bacău, suntem foarte deștepți, frumoși și atractivi, hai veniți la noi, la care ei au spus: da, dar ce destinații turistice aveți acolo? Pentru că noi suntem o companie care e axată pe destinații turistice. Și atunci am zis, da, avem tot ce vreți voi, și mare, și munte. Bine, că mare mai puțin. Dar vă spun acum cum stau lucrurile. Atunci când negociezi sau discuți cu ei, te întreabă lucruri concrete. Ori atunci când vorbesc de profilul pasagerului, ăștia s-au orientat deja spre Brașov, ei sunt deja în discuție, același Alexandru Angel și cu cei de la TUI Fly, tocmai ca să capteze o parte din flux care ar putea potențial să fie interesat de zona Brașovului ca și incoming, turism incoming. Da, cine e această companie care, eu cel puțin, am auzit de prezentarea asta, că ei sunt în discuție. TUI Fly? Da. E o companie belgiană care se axează pe călătorile și transport turistic, dar operează din 2019-2020, de fapt, și zborurile regulate. Ei au fost cei care au deschis cursurile regulate pe relația Bruxelles-Suceava, dar au fost detronați și împinși de acolo de către Ryanair, când a intrat Ryanair pe piață. Nu, e belgeană. Nu. Nu, nu. Românească e Air Connect. Și ăștia sunt TUI Fly. Dar nu-i companie, uitați-vă, să știți. Că vrea și domnul, ca să nu avem o discuție pe tatăl. Da, îmi place că să... Discuții informale, nu cazul. Și eu mulțumesc. Ce urterea că am fost. Două întrebări, dacă o răspuns scurt, vă rog să vedeți, domnul președinte, un derivat. Odată, dacă afară de Bacău, în contextul economic, politic, mai știți un aeroport în țară care se pierdut 75% din pacienți, de mântie, mai mult am putut pe spitalul, pentru ultima vreme, dacă mai este vreo despre aceasta. Și o întrebare scurtă, în momentul în care am votat în Consiliul Județean numirea dumneavoastră pentru perioadă, nu am știut de o altă perioadă din CV sau din viață în care am înțeles că au fost niște probleme legate de comuniști din Chișinău și o perioadă de mai grea în viața noastră de ales sau de așa ceva pe care vreau să vă întreb dacă e adevărat. Da, am confirmat, da. Sunt foarte deschis și puteți să mă întrebați la orice moment din zi. A fost o perioadă când m-am împotrivit situației care a fost legată de privatizarea Air Moldova. Asta se întâmpla încă în 2004-2005. Eu am fost cel care am negociat direct cu Airbus-ul aducerea a două aeronave
pentru Air Moldova și a început compania să producă profit, ceea ce a creat atractivitate pentru cei din afară care targetau, știți cum au fost perioadele alea cu privatizări continui. Ei, cred că am dat și un interviu la un ziar unde le-am pus la dispoziție și toată informația necesară, inclusiv nu doar reabilitarea mea completă, dar și plata de către stat a tuturor compensațiilor, daune morale și așa mai departe, tocmai din cauza că, fiind comuniști la putere ulterior, în 2009, i-am acționat în judecată. Am acționat în judecată statul, așa sunt eu, am o anumită verticalitate și am câștigat, bineînțeles, a durat procesul până în Curtea Supremă de Justiție, a durat, cred că, vreo 5 ani, și acolo justiția e înceată, dar până la urmă m-am bineînțeles. Da. Dar e clar că fără de o reabilitare completă nu aveam cum să fiu sau să devin consilier al primului ministru din Republica Moldova pe domeniul transport. Peste tot e verificarea la sânge pe tot ce înseamnă dosar. Aș prefera dacă, și mulțumesc că am pus punct la subiectul ăsta, aș prefera dacă sunt subiecte tehnice, pentru că pentru asta am fost cooptat și de către domnul președinte, sunt tehnocrat de profesie, de vocație, să spun scuze. Și prefer să abordez lucrurile într-un format foarte strict de cifre. Prima întrebare legată de faptul dacă mai există și alte aeroporturi, da, există, există și sunt aceiași Oradea, care a pierdut odată cu retragerea Ryanair-ului, urmează să piardă acum o groază de, cred că peste 80% din trafic îl pierde sigur. Sibiu la fel. După retragerea Ryanair-ului și după retragerea și a vizelor, restrângerea operării, la fel e aceeași problemă. Cred că și domnul președinte a avut discuții cu domnul director de la aeroportul din Sibiu. La ei prognoză sau s-a realizat? Se realizează, pentru că până în sfârșit de martie... Dacă însuva răspunde că se întâmplă în Oradea, în Sibiu, lasă-i să stai, doi, acum sau e mâine? Și eu dacă nu-i prognoză de 184 sau cât avea, nu e posibil să ne revenim. Dar în acest moment asta este situația. Știu că nu vă convine. Avem doar două curs. Nu vă convine. Dar știu că nu vă convine răspunsul. Asta e realitatea. Nu ați o cacare. Nu putem falsifica. Da, vă rog. Da, doamna consilier Poștă. Mi-a luat deja proiecții în egală măsură și transportul aerian, posibilul transport aerian, un județ cu o bază pică de cei 200.000 de pasageri. Previziunea pentru 2023-2050.000 de pasageri mi se pare așa, ușor, foarte, că nu trebuie să-ți ajungi la acest număr. Deși m-aș bucura, aș dori să fie bună, dar după cum am înțeles din prezentarea dumneavoastră, noi tot ce vor putea demonstrați de la noi de pe Pampon, afară celor existente, cei două Juton și Milano și cursele cealaltă de pe vară, care cu noi vreau pe statul de pe, tot mai putem fi din luna noiembrie. Nu? Corect. Iar, pe lucrurile din luna noiembrie, tot. Vezi în ciunea aceea strategie cu un operator principal sau înțelegeți foarte bine. Deci, primul subiect. Un pic de liniște să răspundem. Unul la mână, legat de fluxul previzionat de 350.000 pe an, este acel flux în care ar trebui să ne încadrăm pentru ca să avem rezultatele pe buget cele corecte. Partea, o să vedeți când se va prezenta proiectul de buget, o să vedeți că, în primul rând, vorbim de primul semestru, care este unul din care reieșim acum și pentru care, practic, avem toate cifrele.
încercăm sau mizăm pe o creștere substanțială în a doua parte a anului, în semestrul 2, este adevărat și ați observat corect. Pentru că dacă rămânem doar la cei 145%, ar însemna atingerea obiectivului doar în proporție de 50%. Legat de zborurile charter, da, vor exista, va exista un zbor charter operat de către cei de la Dare Tour împreună cu High Sky. Mi-au și confirmat, dar nu cred că vor fi zborurile spre Grecia, de exemplu, pentru că din ce am discutat și cu operatorul, adică mi-am făcut și eu temele în măsura în care am putut, și operatorii, tur operatorii care au lansat, de exemplu, cei de la Carpaten, care sunt în parteneriat cu Air Connect-ul, au spus că au lansat vânzările, dar nu s-au încărcat deloc și respectiv au renunțat de tot la cursele spre Grecia. Pentru sezonul de iarnă, începând cu noiembrie, da, așteptăm sau vrem să avem mai mulți operatori, iar strategia se va axa pe aducerea cât mai mulți operatori, tocmai ca să diminuăm riscurile legate de operare decât de un singur operator. Și în contextul ăsta este binevenit evaluarea situației pe ajutorul de minimis care poate fi încadrat pentru unii operatori aereni în cazul în care se va decide în sensul ăsta și care să ajute la construirea unei competiții reale, sănătoase pe piața din Bacău. Să ne concentrăm să construim o autogară în acest moment, în condițiile în care noi încercăm să găsim operatorul. Haideți să punem căruța înaintea voilor și să găsim acum o strategie foarte frumoasă, foarte dezvoltată, dar care ea există. Și să o facem punctual. Bun. Ce s-a propus? Reconectivitatea. Noi nu putem intra acum așa într-o ședință publică, poate domnul președinte chiar a dat mai multe amândări decât ar fi trebuit. Există o strategie de reconectare. Că vorbim de calea ferată, că vorbim de taxiuri autorizate la aeroport, că vorbim de trasee care s-a dus acolo, trebuie să avem și pasageri. Ca să avem pasageri, trebuie să avem curse. Ca să avem curse, trebuie să avem rute. Toate lucrurile astea se leagă. Noi putem construi foarte mult. Problema e, trebuie să avem o eficiență în ceea ce facem și o economicitate. Că nu putem construi, așa cum spunea domnul președinte, domnule, putem să facem calcul, dar s-ar putea să nu fie eficient. Putem să facem o autogară, dar s-ar putea să nu avem legătura corectă, să zicem. Noi, acum aș putea să zic așa că avem în vedere să construim o autogară și să avem și o stație între zona respectivă. Dar sunt ca o promisiune pe care știți, până nu se face, nu vorbim. Corect? Da. Dacă nu mai sunt alte întrebări, de care este ședința, vă mulțumesc pentru ședința.